Doar o machetă a unei viitoare construcții, dar deja destul de impresionantă. Administrația satului Abaclia intenționează să instaleze în cel mai înalt punct din localitate o cruce cu înălțimea 20-25 metri. Vară, toamnă, este construcția unui, așa spunem, obiect de cult. Deja lucrăm asupra proiectului, documentației și lucrările care sper cât mai operativ să fie documentația respectivă deja finalizată. Victor Niculiță își îndeamnă consătenii să nu fie pasivi și să se implice în procesul de instalare a crucii. Doritorii care doresc să implice, să facă o binefacere, ceea ce ne ține de noi toți, să ne implicăm atât financiar cât și prin brațele de muncă, adică ca acest obiect să fie implementat cât mai curent. Valoarea proiectului o constituie aproape 30.000 de lei. O parte din surse va fi alocată de primărie, iar alta urmează a fi colectată în calitate de contribuție din partea localnicilor.